când se apropie de careul advers, că revenim... Universitatea Craiova a câștigat ultimele două partide și a ajuns pe podium pe locul 3. Oltenii sunt la 2 puncte de locul 2 ocupat de FCSB și la 5 de lidera CFR Cluj. Elevii lui Mangi au prins curaj și spun că vor să câștige ultimele confruntări din acest an cu Dinamo și Gaz Metal Mediaș. Chiar dacă nu vor să discute despre titlu, universitatea este considerată ca principala contracandidată a CFR-ului la câștigarea trofeului. Noi trebuie să ne gândim să fim serioși, să tratăm fiecare meci serios și să câștigăm cât mai multe puncte. Pentru că în fotbal se pot întâmpla multe. Ați văzut, putem să pierdem cu oricine dacă nu suntem concentrați și de aceea trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Știu că avem o echipă bună. Normal, nu trebuie să pierdem play-off-ul niciodată, mai la ce echipă avem, dar atât timp cât mai sunt și puncte matematice în joc, trebuie să fim concentrați la asta la fiecare meci. Mă interesează să mai câștigăm două jocuri, să adunăm încă 6 puncte anul ăsta și sunt foarte fericit. Etapa următoare jucați cu Dinamo. Da, un meci foarte greu. După aia la fel de greu cu Gaz Metan acasă, o echipă foarte bună, foarte frumoasă. Dar sperăm să câștigăm amândouă meciurile și să adunăm cele 6 puncte. Nu ne gândim la titlu, ne gândim la fiecare meci, să luăm fiecare meci în parte. Mai avem două meciuri în față până în vacanță. Trebuie să câștigăm aceste două meciuri și la finalul anului vom trage linie și vom vedea unde ne clasăm. În anul 2019, Universitatea va mai disputa 5 partide din sezonul regulat, în deplasare cu Viitorul, FCSB și Hermannstadt și acasă cu CFR Cluj și Astra. Se află pe locul 3 cu 35 de puncte la 8 puncte de locul 6, ocupat de Astra și Sepsi. Șansele oltenilor de a mai pierde play-off-ul sunt minime, chiar dacă pe alb-albaștri îi așteaptă partide extrem de dificile. După care